Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, la 5 zile după mutarea care am făcut-o data trecută. Mai fac o mutare la încă o familie, tot așa. O familie care este în pragul roirii. De aici deja am găsit masca. Am mutat aici mâncare. Două puie, mai multă mâncare, o ramă cu larvă cu matca pe ea și 8 foi. Și ce voi face? Voi scutura toată albina din lada respectivă în această ladă. O să vă arăt cum fac. Fiindcă la filmarea de data trecută nu v-am arătat acest lucru. Deci înlocuiesc lăzile. Iau lada plină cu albina. Să o pun pe cea cu foi. Cam asta este lucrarea făcută. Iată, am să vă arăt, acestea sunt foi date la crescut. Deci am dat 8 foi. Două rame pline cu miere. Și bineînțeles, matca cu o ramă cu puiet larvar. Acesta ar fi necesar în caz că ar vrea să părăsească stupul, dacă chiar este intrat în frigul roitului. Ce voi face? Din această ladă voi scutura toată albina acolo. Data trecută n-am arătat. Iată așa, scutura mai. Eventualii boci, că am dat nu mă interesează. Iată, asta e lucrarea care o fac acum. Pentru cineva mi-a scris data trecută la filmuleț că nu sunt normal și că inventez. Să știți că nu este nicio invenție, Damian. E doar ce am citit în cursul ceva timp. M-am gândit mult timp cum să procedez la mulțire și a evita roirea. Asta fac eu ca să nu roiască. Facem un roi natural. Dar diferența este că acest roi făcut așa e controlat în totalitate de mine. Deci toată albina care a aparținut familiei respective o să vină băgată acolo.
bineînțeles, mai cade vreo două, trei albine și pe jos, dar... decât să le adunăm din copac sau mai rău, să nu le găsim deloc, mai bine facem această lucrare. Vă dați seama ce cantitate de albină aș pierde dacă n-aș prinde acestui. Uitați, matca așa pontează la mine. O să strângem pe câteva rame aceste... Deci puietul care rămâne o să strâng pe câteva rame. Să nu... să nu pierdem puietul. Acum ar merge făcut un barachet de seară, dar nu mai fac. Le fac acid oxalic din două în două săptămâni. Am văzut la barachet că n-a căzut niciun păduche. Nu e nicio problemă. Dintre toate cele trei metode de înmulțire, eu o prefer pe aceasta. Mi se pare cel mai eficient. Și bineînțeles, a obține familii puternice și fără a mai face nuclee pe o ramă, o să fac și nuclee pentru a obține niște mătuțe, dar nu ca să înmulțesc. Singura mulțire care o voi proceda este aceasta. Ce voi face mai departe? Ați văzut, am scuturat toată albina pe foi acolo, au și miere. Le las un pic să se așeze. Ramile acestea vor veni în locul la stupul din mijloc. Acel stup o să fie mutat de pe locație și o să-i pun ada aceasta în locul ei. Iar lada din mijloc va veni pe o altă locație, fără a fi nevoie să fac o altă modificare. Deci lada din mijloc am mutat-o de acolo. Iar în locul ei punem aceste rame pe care le-am scuturat adineauri. Iată, cu legătoarea de la stupul care l-am mutat de aici, o să ocupe aceste rame. Voi aduce niște diafragme.
Am adus o diafragmă și punem diafragma. Pentru a ține de cald. Acum punem folie. Și verificăm peste două zile, două, trei zile. Vom vedea. Acest stup nu a rămas. Deci va trage boci, dar eu o să îi pun boci. Am boci pornite în altă parte. Cam asta-i. Deci ramele scuturate au venit aici. Iată stupul cu ramele scuturate. Iar stupul pe nouă locație, uitat aici. De aici vor pleca albinele cu legătoare. Iată stupul doar cu o ramă de puiet larvar și 8 foi și rame cu miere. Așa arată el. Cam atâta la acest filmuleț, deci am mai făcut încă o dată lucrarea aici. Va trebui să îndepărtez un pic lada. Eu cam da. Fiindcă bătea albina de la stupul vecin la ea. Fiind stup de capăt, am făcut un pic de distanță. Vedeți? Așa arată stupul cu foi. Și cum ar fi, aceasta nu mai va roi un timp, o lună jumătate. El se va transforma în familie, va primi și o matcă nouă mai încolo. Bun. La următorul filmuleț o să vă arăt stupul pe care l-am făcut acum 5 zile, să vă arăt cum au construit foițele. Bun. Cam atât la acest filmuleț.